Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Georgia Deacon, maestrul tău Feng Shui. Astăzi, iată, ne aflăm aproape de mijlocul lui noiembrie, drept pentru care știm foarte bine că lucrurile încep să se așeze cât de cât în matcă pentru energia anului 2018. Ne pregătim casele, ne pregătim spiritul, ne pregătim fizicul nostru, ne curățăm tot ceea ce înseamnă gânduri, vorbe, atitudini, pentru că 2018 ne bate aproape, aproape în geam și știm că 2018 va fi un an foarte bun. Un an foarte bun pentru persoanele care sunt pregătite. Un an mai puțin bun pentru cei care din nou vor spune, of, nici de data asta nu m-am pregătit din timp. Este datoria mea ca maestru Feng Shui să vă rog ca, iată, de la mijlocul lui noiembrie să fiți atenți la tot ceea ce urmează să faceți pe parcursul lunii decembrie și ianuarie, pentru că anul nou chinezesc se apropie cu pași foarte, foarte rapizi și vom considera la începutul lunii februarie că deja timpul s-a scurs foarte repede, sărbătorile de iarnă au decurs într-un vârtej emoțional fantastic în care nu ați reușit să vă aranjați casa, corpul, mintea și tot ceea ce mai aveți voi să vă aranjați și nu vreau la sfârșitul acestui an să văd că cei care se uită la această emisiune sunt prinși nepregătiți. De aceea cel mai important pentru mine este să vă anunț că începând din această emisiune voi aloca un timp suplimentar pentru finalul acestui an, pentru tot ceea ce înseamnă sfaturile de spiritualitate, de curățare, de potențare ale casei, ale corpului, ale minții și ale spiritului nostru. Mă interesează foarte mult să-mi scrieți despre feedback-ul pe care îl aveți în urma aplicării lucrurilor pe care eu vi le recomand. Poate că unii dintre voi deja știți că am început un curs de dezvoltare personală care face parte din școala de dezvoltare personală în metafizica universului pe care noi îl terminăm la sfârșitul lunii mai, deci l-am început în luna noiembrie și îl vom termina la sfârșitul lunii mai. Și pentru cei care și-au asumat această responsabilitate în școala noastră, cu siguranță ei vor reuși să propage întru totul mesajele, practica și tot ceea ce noi facem, dar mă străduiesc în timpul emisiunii pentru că sunt multe persoane, atât din țară cât din străinătate, care m-au rugat să poată participa la această școală de dezvoltare personală, dar din păcate eu nu o transmit online și atunci am să vă transmit vouă personal câte o învățătură din tot ceea ce facem pe parcursul fiecărei săptămâni. În săptămâna aceasta vom vorbi în special despre propria persoană, deci vom reitera ceea ce am lăsat de mult acum deja o lună deoparte, respectiv sectorul de est, sectorul sănătății, și vom vedea cum putem face astfel încât propria persoană să o aducem la rang de apreciere maximă, astfel încât, în măsura în care noi ne apreciem pe noi, și ceilalți să ne aprecieze în mod egal. Bineînțeles, asta după ce vom vorbi despre afirmația săptămânii, care veți vedea afirmația acestei săptămâni este una destul de provocatoare, o afirmație care ne pune pe gânduri față de tot ceea ce școala ne-a învățat, față de tot ceea ce familia a încercat să ne încadreze într-un anumit șablon, cutiuță sau cum vreți voi să îl denumim. În săptămâna aceasta rupem lanțurile, cum s-ar spune, rupem barierele mentale și vom trece dincolo de ele, dând frâu liber imaginației. Primul aspect pe care aș vrea să-l dezvoltăm împreună este imaginația de tip Feng Shui. Asta înseamnă o imaginație în spiritul armoniei Universului, pentru că armonia Universului e cea care ne împinge către a visa benefic, a visa pe plus, a visa că suntem cei mai bogați, cei mai frumoși, cei mai minunați, cei mai înțelepți. Nimic nu este mai frumos decât să putem visa că într-adevăr merităm tot ceea ce este mai bun și această energie, în măsura în care o putem propaga și către ceilalți care ne admiră, ne urmăresc, ne
transmit din energia lor constantă undeva alături de noi sau în spatele nostru, vor primi și ei din multitudinea și beneficiile pe care viața noastră le are datorită acestei visări extraordinare. Deci vom vorbi despre propria noastră persoană, vom vorbi despre sectorul estic și, bineînțeles, ceea ce mi-am propus este să vorbim despre începuturile Feng Shui-ului, adică despre cum observăm spațiul din exteriorul casei noastre. Vorbim aici inclusiv de aspectele de la bloc sau aspectele de la casă, astfel încât veți vedea că cele patru animale celeste care determină și descriu foarte bine patru dintre aspectele principale ale casei vor putea fi potențate doar amplasând un anumit tip de energie într-un anumit sector. Astăzi vom vorbi despre zodiile cele mai favorizate în decursul anului 2018. Vom vorbi inclusiv despre momentele în care fiecare dintre noi ajungem la acel sector de cumpănă, da? Îi spunem noi moment de încercare și în conformitate cu acest moment de încercare am câteva întrebări pe care le-am selectat din multitudinea din noianul de întrebări pe care voi mi le-ați adresat. Sper să putem trece prin tot ceea ce mi-am propus și dacă vom mai avea timp, vom vorbi și despre orele cele mai benefice aparținând animalelor zodiacale din zodiacul chinezesc și sectoarele pe care ar trebui să le potențăm în conformitate cu animalul respectiv. Haideți să o luăm de la început. Deci primul lucru pe care îl vom face este să vorbim despre afirmația săptămânii. Ca de obicei, știți bine că facem o introducere în ceea ce urmează să afirmăm și mă bucur că din nou suntem împreună într-un număr cât mai mare. Știu că deja ratingul emisiunii a depășit mult așteptările noastre. Vă mulțumim mult că ne urmăriți de prin toate colțurile lumii. Așa că egregorul nostru crește și energia fantastică a afirmațiilor pe care le spunem împreună și veți simți în momentul în care vom afirma ceea ce v-am pregătit pentru astăzi, cum deja mâinile, palmele voastre și tălpile voastre se încălzesc foarte, foarte tare și se conectează în energia Universului. Ca să nu mai pierdem timpul, haideți să vă spun despre ce este vorba în afirmația săptămânii. În afirmația acestei săptămâni este vorba despre eliberarea spiritului, eliberarea de constrângerile mentale, eliberarea de tot ceea ce înseamnă încadramente. Vorbim despre cognițiile și patternurile mentale care ne-au fost inoculate încă din copilărie. Din copilăria timpurie, care este marcată de energia persoanelor care pe noi ne iubesc foarte tare. Vorbim despre părinții noștri, despre bunicii noștri, despre mama, tata, frați, surori mai mari, despre învățători, despre mentori care au trăit într-o anumită constrângere și într-o anumită înfrânare, vorbesc de înfrânare spirituală aici, adică n-avem voie să citim diverse lucruri pentru că s-ar putea să gândim dincolo de limitele bunului simț, în ghilimele, nu avem voie să ne exprimăm liber ceea ce simțim, de exemplu băieții nu au voie să plângă atunci când sunt copii, pentru că ei sunt băieți și trebuie să pară duri și trebuie să pară puternici și trebuie să pară invincibili, dar de fapt în interiorul lor, toate aceste lacrimi se multiplică și cresc niște bărbați super frustrați. Vorbim despre eliberarea de toate aceste dogme printr-o simplă afirmație. Ei bine, ne pregătim să luăm ceva de scris. Afirmația săptămânii este: spiritul meu este liber, mă simt împlinit în tot ceea ce fac, gândesc și eman. Încă o dată, spiritul meu este liber, mă simt împlinit prin tot ceea ce fac, gândesc și eman.
Această afirmație, așa cum v-am spus, este una provocatoare. Dacă spiritul vostru este liber de adevăratele a, la un moment dat s-ar putea să vă simțiți pe parcursul rostirii acestei afirmații că ceea ce voi sunteți obișnuiți să faceți ca și rutină, da, intră în conflict cu simțirea voastră, pentru că simțirea voastră de acum se manifestă în primul rând prin spirit, da, prin ceea ce simțiți, prin ceea ce inima voastră vede, după care o simțiți la nivel mental, adică gândurile voastre s-ar putea să intre într-un anumit conflict cu ceea ce deja sunteți obișnuiți să gândiți despre un anumit pattern, despre o anumită ramă a lucrurilor, da, o anumită formă de așezare a lucrurilor în viața voastră și, bineînțeles, ele pot sfârși prin a intra într-o contradicție cu ceea ce erați obișnuiți să faceți. De aceea, vă rog să repetați din ce în ce mai mult această afirmație și să intrați în substratul vibrațional al acestei afirmații, mulțumind energiei divine că vă ajută să descoperiți puterea voastră interioară și să depășiți acele frici prin care să vă manifestați energia spirituală. O temă grea, o temă de noiembrie, o temă frumoasă, o temă care ne duce cu gândul la provocările anului 2018, pentru că 2018 este un an plin de provocări, așa cum am tot spus în toate workshop-urile și seminariile mele, un an al câinelui de pământ, avem un pământ in, în care lucrurile bune vin în viața noastră doar scoase din substratul ființei noastre. Nu așteptăm de la nimeni să vină din afară să ne dea pe tavă lucruri, deși vom vedea că unele zodii chiar vor primi pe tavă anumite aspecte materiale și le felicităm, adică chiar sunt de felicitat, vor avea un an în care vor primi tot ceea ce și-au imaginat și tot ceea ce nu și-au imaginat în sensul bun, benefic al lucrurilor. Dar vor fi și câteva zodii care vor fi afectate în mod vădit, într-o formă mai puțin pozitivă. Deci este un an al extremelor, mai extrem decât 2017, pentru că anul 2017 totuși a fost marcat de energia victoriei, energia începuturilor, energia bunăvoinței. Anul 2018 va fi marcat de energia lucrurilor descoperite prin învățare. Deci dacă nu învățăm, în 2018, într-un cuvânt, suntem mâncați. Dragii mei, soluția pentru 2018 este să învățați orice, oricând, oricum. Orice fel de abilitate, orice fel de surplus de valoare în viața voastră. Dacă, de exemplu, sunteți bucătari, puteți învăța rețete noi, puteți învăța modalități de preparare a oului în eter, habar n-am, nu știu. Am dat un exemplu, puteți învăța absolut orice. Dacă sunteți instalatori, puteți învăța despre garnitura cu magnet. Nu știu, zic și eu dau diverse exemple poate absurde. Dar ceea ce vreau să subliniez este faptul că orice persoană în orice meserie ar avea poate să învețe în plus. Bineînțeles că activitățile cele mai susținute de către energia Universului sunt activitățile de dezvoltare personală, pentru că învățarea și aprofundarea unei meserii este un aspect binevenit în 2018, dar dezvoltarea personală, dezvoltarea simțirilor interioare, de aceea am și vrut ca afirmația acestei săptămâni să fie legată de simțiri și de eliberarea spirituală, este din ce în ce mai apreciată. Pentru aceia dintre voi care încă nu s-au înscris în cursul nostru de dezvoltare personală, încă mai avem 2 locuri disponibile. Iată, din nou vă invit și vă provoc, pentru că ceea ce urmează să facem acolo nu sunt lucruri comode, sunt lucruri care vă pun în situația adevărată. Vă arătăm oglinda vieții voastre, tocmai pentru a putea scana lucrurile
negative și a le îndepărta astfel încât viața voastră să strălucească pe parcursul 2018. Fiecare dintre voi aveți predispoziția de a beneficia de multă bunăvoință divină. Mentorii sunt cu noi în permanență în 2018 și datorită acestei susțineri divine, adică a energiei divine care vine să ne încurajeze în tot ceea ce facem, este vorba de foarte multă muncă. Persoanele care sunt oarecum leneșe, sunt oarecum predispuse la trândăveală, nu vor fi tocmai cele mai norocoase în 2018, pentru că 2018 este un an în care pământul Yin, adică pământul mocirlos, va scoate la suprafață doar aspectele de năclăială, adică doar aspectele de conflicte, doar aspectele de superficialitate, ca să putem să scoatem adevărata valoare, adevărata comoară la suprafață, va trebui să săpăm. Și unde vom săpa? În interiorul nostru. Va fi oare greu sau ușor? Ei bine, nu va fi tocmai foarte ușor. Eu, care sunt o persoană foarte pozitivă și încerc să spun lucrurile, să spun lucrurilor pe nume exact așa, să mă păstrez obiectivă în ceea ce privește previziunile pe care le fac, pentru 2018 vreau să vă anunț că doar persoanele care se angrenează în mod responsabil asupra lucrurilor pe care și le-au asumat vor putea avea rezultate extraordinare și, într-adevăr, rezultatele vor fi pe măsură. Toate aceste lucruri vor veni să înnobileze efortul de a săpa în continuu, pentru că știți cum spunea Blaga, sapă frate, sapă, sapă până dai de stele în apă. Așa se întâmplă și cu 2018, va trebui să săpăm până vom vedea că energia divină se manifestă din substraturile noastre telurice. Avem foarte multe bogății, știți foarte bine, în subsolurile noastre se ascunde și aurul, și argintul, și platinul, și platina, și titanul, și toate alte multe minerale, multe săruri, sarea, care este un aur al acestui pământ, ne oferă o energie extraordinară, dar în momentul în care vom deveni comozi și vom spune... Gata, m-am săturat, m-am plictisit, am epuizat resursele pe care le aveam pentru acest proiect și lăsați în aer, vă anunț de acum că nu îmi plac smiorcăiții. Nu îmi place compătimirea, nu sunt o persoană care să vin să mângâi pe creștetul capului și să vă spun, n-are nimic că te-ai lăsat de acest proiect, nu e niciun fel de problemă, lasă că poți să începi altul. Gândiți-vă de ce Dumnezeu v-a dat acel proiect și gândiți-vă că trebuie să-l duceți până la capăt. Anul 2018 este un an în care dacă începeți un lucru, vă asumați să-l traversați până la finele lui, fără să-l lăsați la mijloc, pentru că dacă îl lăsați neterminat, tot ceea ce se va întâmpla pe parcursul anului 2018 se va răsfrânge asupra voastră sub formă fragmentată, neterminată. Cred că am fost suficient de clar vis-a-vis de aspectele importante ale anului 2018. Per total, este un an foarte bun. Și de ce spun că este un an foarte bun? Pentru că am toate argumentele din punct de vedere al măsurătorilor astrale să spun că atâta timp cât suntem responsabili și ne asumăm niște lucruri întru totul, facem toate demersurile pentru a ne putea conduce către rezultate fantastice, le vom și avea. De aceea, acum lucrez la agenda sau la plannerul pentru 2018, pe care o să puteți în curând să-l aveți și voi. Este plannerul în care vom vedea cum ne gestionăm timpul, orele, minutele, astfel încât toate aspectele celeste să vină în susținerea demersurilor noastre de mai bine, de mai bun, de mai frumos, de mai înțelept, de mai bogat, de armonie și de plenitudine, abundență, da? Pentru că cuvântul pentru cheie pentru 2018 este abundență din interior. Interiorul nostru trebuie să fie unul
Plin de plenitudinea lucrurilor frumoase. Dacă noi îl îmbibăm cu lucruri urâte, cu mojicii, cu invidii, cu zgârcenii, vom vedea că la suprafață nu vor ieși decât aceste lucruri. Și atunci vă rog, faceți un exercițiu de voință și detașați-vă. Detașați-vă de oamenii de care știți că nu aveți nevoie. Detașați-vă de persoanele toxice din viața voastră. Detașați-vă de acei oameni care vin în energia sferei voastre și încep să vă tocăne în cap tot felul de chestii. Că Xulica a făcut, că Y-ica adres, că ăla nu știu ce nu-i place, că lui ăla nu știu cum îi miroase și așa mai departe, că s-au mâncat unul pe altul, că au făcut, că și-au luat locul, că deci toate lucrurile astea, detașați-vă de ele, nu au ce să caute în spectrul vieții voastre. Mai ales că 2018 vă premiază și pentru lucrurile bune și pentru lucrurile nebune și insist asupra termenului de lucruri nebune, pentru că aceste lucruri, ca să spunem așa, mirositoare, da, invidiile, răutățile, mojiciile, sunt lucruri mirositoare, ajung să miroasă atât de tare încât nici vouă, la un moment dat, și vouă va fi greu să vă suportați propriul miros. Și atunci vă veți îmbolnăvi și bolile nu vor fi tocmai ușor de dus pe picioare, pentru că vorbim de o energie in, vorbim de o energie din interior, care se curăță doar prin tratamente intensive, spitale, și până nu conștientizați detașarea și scuturarea de aceste gânduri și această atitudine, nu vă veți vindeca întru totul. Cred că am punctat suficient de mult despre energia lui 2018. Vom reveni asupra acestor aspecte, pentru că ne apropiem cu pași repezi de evenimentul anului. Este vorba de evenimentul în care vom vorbi despre energia extraordinară, energia ascunsă a câinelui de pământ, așa numitul eveniment de tip extravaganța în linia maestrei Lilian Tu, da, care vine să ne povestească despre ceea ce ne ascunde anul câinelui de pământ, ceea ce ne relevă și cum putem potența energiile faste și nefaste. Acest eveniment se va întâmpla pe data de 14 decembrie și vă aștept cu toții să aflăm și să vedem cum putem să ne potențăm aspectele pozitive din viața noastră și să estompăm stelele nefaste, pentru că vom vedea că în 2018 ponderea este oarecum egală. Dacă în 2017 ne-am jucat cu bogăție, cu faimă, cu susținere, cu învățătură dusă până pe culmile gloriei, iată că în 2018 avem mai multe provocări. Și o parte dintre zodiile care trebuie să țină hangul vor trebui să vină să învețe cum să facă acest lucru fără să iasă prea șifonate din anul 2018. Și acum, pentru că v-am promis de nenumărate emisiuni că vom vorbi despre sectorul de sănătate, vreau să ating tangențial un subiect care până în momentul de față a fost tabu. Este vorba despre subiectul care atinge propria ființă, propriul corp. Corpul nostru reprezintă templul pe care Dumnezeu ni l-a dat, astfel încât să poată găzdui minunatul nostru suflet. Cum avem grijă de acest templu este un subiect despre care mi-ar plăcea să vorbesc în această emisiune, având în vedere că și corpul nostru are predispoziția tuturor celor 5 elemente. În momentul în care ați venit la mine la cabinet sau veți veni
Și știți că ne uităm pe harta fiecăruia, ne uităm pe ponderea elementelor fiecăruia în conjuncție cu stelele pe care le aveți fiecare dintre voi. Analizăm tot ceea ce urmează să vi se întâmple și tot ceea ce vi s-a întâmplat pe parcursul anilor precedenți. Știm foarte bine care sunt influențele elementelor și aș vrea să punctez în momentul de față pentru fiecare element în parte, fiecare dintre ele ce va aduce. Pentru că veți vedea, este foarte ușor să puteți analiza și să puteți interpreta toate acele polarități pe care fiecare element vi le aduce în sfera paciului vostru, adică în sfera hărții voastre astrale. Vorbim acum de o interpretare la un nivel de începător, pentru că până la momentul în care se poate interpreta în profunzime, va trebui deja să studiați destul de mult. Vorbim după pauză despre toate aceste aspecte. Iată, am revenit cu toate informațiile privitoare la aspectele fizice ale corpului nostru. Fiecare dintre noi suntem predispuși la a avea toate cele cinci elemente, dar unele manifestate poate în exces, altele poate manifestate mai puțin și simțindu-le pe pielea noastră influențele vădite. Am să încep prin a trece într-o scurtă descriere, a trece în revistă elementele pe care fiecare dintre voi deja le știți. Vorbim despre ciclul de producție al celor cinci elemente, apă, lemn, foc, pământ, metal. Cum se raportează ele la corpul nostru? Care sunt elementele care ne influențează în mod vădit? Și în sensul acesta vă lansez o provocare, pentru că vom vorbi în emisiunea viitoare despre organele pe care le avem și cărui element îi aparțin fiecare organ în parte, având în vedere că plecând de la ochi, nas, dinți, gură, inimă, aorte, pancreas, ficat, oase și așa mai departe, toate aceste elemente au ca și caracteristici o anumită polaritate și un anumit element. Și acum, haideți să vedem ce ne aduce elementul foc. De ce am vrut să încep cu elementul foc? Pentru că elementul foc se află în vârful piramidei, după cum ați mai văzut și în diversele remedii pe care le-am tot prezentat. Elementul foc în pagoda celor cinci elemente se află deasupra, el este cel care coordonează energia protecției. Dacă, de exemplu, aveți o casă cu acoperiș albastru, s-ar putea să simțiți de-a lungul timpului o anumită presiune la nivelul rinichilor, pentru că elementul apă este supraexpus și atunci aveți tendința de a vă sufoca, da? Iar rinichii aparțin elementului apă. Asta așa, ca să vă dau un indiciu față de ceea ce o să vorbim în emisiunea viitoare. Deci, elementul foc este un element al energiei puternice, al energiei solare, al energiei care emană pasiune. Unde găsim acest element? N-am să vă dau eu indiciu, ci o să-mi spuneți voi. Dacă vreți, veți putea să vă imaginați că cel mai puternic motor al corpului nostru este aparținând elementului foc. Inima, bineînțeles, este inima care aparține elementului foc, dar acesta este doar un indiciu, v-am spus, pe celelalte le veți descoperi voi și le vom discuta în emisiunea următoare. Ceea ce mă interesează este să vorbim despre caracteristicile acestui element. Deci focul este pasional, la fel ca inima, da? Este plin de vitalitate, pulsează în permanență, este acela care pune lucrurile în mișcare. Și avem două polarități, vă aduceți aminte, da? Avem element Yang, care este element de
masculin, de forță, de vitalitate, de energie creatoare, de energie ascensională, de tot ceea ce înseamnă mișcare, da? Deci yang-ul este în permanență în permanentă mișcare. Ce se întâmplă cu energia elementului yin, da? Vorbim despre o energie feminină, o energie ascunsă, o energie telurică, o energie a lunii, da? Partea ascunsă a elementului solar. Dacă soarele se vede, este de admirat, hrănește pe toată lumea, energia lunii este cea care interiorizează lucrurile. De aceea vedem că pe parcursul anului 2018, Pământul Yin are o energie interiorizată. Acum puteți să vă și răspundeți de ce avem nevoie să săpăm în interiorul nostru și să găsim toate acele resurse pe care să le scoatem la suprafață, pentru că vorbim despre un pământ in. Acest pământ in vine cu energia ascunsă, energia lunii. Bun. Haideți să vedem care este elementul de foc yang și care sunt elementele de foc in. Elementele de foc yang le știm, sunt reprezentate de către soare, foc puternic și tot ceea ce înseamnă foc în mișcare extrem de vivace. Și acum o să mă întrebați voi, bine, dar și o lumânare este un foc în mișcare. Da, dar ce dimensiune are lumânarea față de un foc al unei păduri, de exemplu, sau un vulcan? Da? Un vulcan care clocotește în interiorul lui și scuipă tot ceea ce înseamnă flăcări, este reprezentat de focul Yang. Acum vorbim despre focul Yin. Persoanele care sunt caracterizate de focul Yin sunt persoane care ard mocnit. Da? Vorbim despre jar, vorbim despre lumânărele, despre candelă, vorbim despre energia ascunsă a focului, da? Sunt persoane pe care într-adevăr ne putem baza, dar până la un anumit moment dat când li se taie cheful. Deci veți ști acum că dacă aveți o alianță cu o persoană care este foc yang, acea persoană simte nevoia să fie apreciată, să fie iubită și la rândul ei să dăruiască din plenitudinea focului yang toată acea energie fantastică de hrănire. Pe când o persoană care are în chartul ei sau în structura vibrațională elementul foc in, vom ști că este o persoană de anduranță, o persoană pe care ne putem baza până la un anumit moment dat. Bun, haideți să mergem mai departe și să ne gândim ce alimentează focul, ce produce focul. În ciclul celor 5 elemente, focul produce pământ, da? Bun, foarte bine. Știu că voi deja sunteți maestri Feng Shui, așa că de aceea vă aprob. Eu sunt în interacțiune permanentă cu voi și mă bucur foarte tare de fiecare dată când îmi scrieți sau când mă întrebați. Dar să revenim la elementul pământ. Haideți să ne gândim la pământul Yang. Ce reprezintă pământul Yang? Am spus că elementul Yang este un element de foc, da? Un element de stabilitate. Ei bine, pământul Yang reprezintă tot ceea ce înseamnă forța telurică, da? Forța telurică a întregului univers. Pământul Yin este reprezentat de anumite pietre, de anumite cristale, de anumite elemente de dimensiuni reduse. În momentul în care vorbim despre un pământ Yang, ne gândim la un pământ mișcător, adică am putea lua în considerare inclusiv cu tremurele, da? Deci atunci când se întâmplă cu tremure, se mișcă plăcile tectonice, pământul devine Yang. În momentul în care acesta este un pământ static, un pământ mlăștinos, am putea spune, deci un pământ cu sferă de statut, da? Cu energie statută, el este un pământ in. Care ar fi caracteristicile acestor elemente? Știm foarte bine că pământul Yang este un pământ
plin de energia durabilității, da? Adică ne putem baza pe acea persoană până în pânzele albe. Mai mult decât atât, am putea spune că este și o persoană foarte încăpățânată. Pentru că pământul Yang este acela care nu renunță niciodată și rezistă într-o formă de anduranță maximă în orice fel de condiții. În schimb, pământul Yin este dat de maleabilitate și flexibilitate în contextul în care știm că el este o formă de manifestă o formă de învăluire, adică persoanele care sunt pământ in de obicei își aleg foarte bine cuvintele, sunt persoane diplomate, sunt persoane care nu îndrăznesc niciodată să spună lucrurilor pe nume, sunt persoane care se ascund în principal și persoane care ca să-și atingă scopul vor folosi orice fel de mijloace. Mergem mai departe și vorbim despre energia pe care o produce în ciclul celor 5 elemente pământul. Haideți să vă văd, este vorba despre pământ peste pământ peste pământ peste pământ, care într-un final, după mii și milioane de ani, produce metal. Bravo! Foarte bine, metalul în structura lui are caracteristica durității, adică o persoană de tip metal ce face este foarte bine organizată, dar la un moment dat manifestă o formă de rigiditate pe care nu o găsim în alte elemente. Metalul Yang este reprezentat de sabie în mișcare, de pendul, de tot ceea ce se mișcă sub forma metalului, da? Iar metalul Yin este reprezentat de zăpadă, de exemplu, da, care este statică și este element metal Yin. Știm bine că metalul Yin este acela care conduce din umbră, da, persoanele care au ca și caracteristică metalul Yin sunt foarte buni speakeri, sunt lideri născuți, sunt persoane care își cunosc foarte bine interesul și printr-o dibăcie care totuși este extrem de directă și de fair play, da, lucru care este de apreciat în colaborările cu persoanele ale căror elemente sunt bazate pe structura metalului. Fair play-ul este elementul de bază al metalului pentru că el nu știe să mintă, da? Elementul metal nu știe să ascundă și să învăluie lucrurile, merge cu ele tăios, pe față, da? De aceea vă recomand, dacă este, să vă luați un partener de afaceri, să aveți în vedere să aibă în structura chartului său și element metal, cum o fi el, Yin Yang, în funcție de de conjuncția cea mai favorabilă între harta voastră astrală și harta celeilalte persoane. Mai departe, avem parte de o lecție de fizică de clasa 7-a, în care am învățat cu toții că metalul, la un anumit moment dat, când se contractă, da, face niște brobonele din alea micuțe așa deasupra, care sunt formate din apă. Această apă, că tot am fost întrebată la diferite workshop-uri, dar cum de metalul produce apă, domne? Că eu n-am întâlnit chestia asta, să mă uit, uite, la metalul ăsta și să văd că deasupra lui apar niște probonele de apă. Păi nu apar așa pur și simplu, da? Nici metalul nu apare pur și simplu în structura pământului. Peste mii și milioane de ani, atunci când pământul se așează în straturi, straturi, straturi și structura lui se schimbă, în interior se fac niște alianțe între diversele energii care, pe care le are pământul și se naște metalul. Ei bine, și metalul prin contractare, da, atunci când se face, când se contractă, se apar deasupra lui brobonelele de apă. De aceea, metalul produce apă. Și aici, în momentul în care vorbim despre elementul apă, vorbim despre o structură a forței. Apa Yang, știm foarte bine că este reprezentată de tsunami, da? De acel tumult extraordinar. O persoană care este, are în structură elementul de apă Yang, este o persoană care va rupe nori.
norii, va depăși orice fel de obstacole, va transforma totul de jur împrejur în bine, da? Bine, că există și conjuncții care ne spun că s-ar putea ca persoana respectivă să transforme lucrurile în rău, dar în funcție de ceea ce simte, ceea ce gândește și modul în care este formată, vom vedea dacă aspectele acestea sunt benefice sau mai puțin benefice pentru persoana respectivă și pentru cei care o înconjoară. Deci, vorbind despre elementul apă yang, este elementul de forță. Apa yang omoară, distruge, creează și reinventează totul. Da? Deci atunci când stăm în preajma unei persoane cu apă yang, trebuie să fim foarte, foarte atenți. Asta și pentru că este extrem de imprevizibilă. Este o persoană care poate să facă stânga-dreapta instantaneu, fără să ne anunțe, fără să ne dea niciun fel de preaviz. Elementul apă in. Ce vă spune elementul apă in? V-am spus la început, atunci când am început să vorbim despre polaritățile elementelor, că vom regăsi în structura elementului, în structura polarității in, vom regăsi tot ceea ce este static, tot ceea ce este ascuns. Deci, apa in este o apă stătută de tip lac, nu de tip râu. Apa de tip râu este tot o apă yang, dar un yang mai liniștit, da? Când vine vorba să punctăm elementul de apă yin, ne vom referi în permanență la o baltă, la un lac, la tot ceea ce stă. Nu se mișcă. Și atunci, care este caracteristica cea mai puternică a unei bălți sau a unui lac? Fundul, poate să fie fundul lacului, da? Poate să fie foarte, foarte adânc. Adică, de obicei, persoanele care au ca și caracteristică elementul apă in sunt persoane introvertite, sunt persoane care gândesc foarte profund lucrurile, care nu spun niciodată ceea ce gândesc și care, la un anumit moment dat, pot acționa într-o formă ascunsă, dar nu vă faceți probleme, ele vor acționa în interesul lor și în interesul celorlalți. Pentru că persoanele care au ca și caracteristică elementul apă, simt în permanență nevoia de a juca rolul salvatorului, rolul tămăduitorului, rolul celui care îl salvează pe cel la ananghie. Drept pentru care nu ne facem probleme că va exista posibilitatea să ne facă rău doar în conjuncția în care, prin analiza complexă a hărții pacii sau bazii, vom vedea că există anumite clash-uri sau anumite ciocniri care ascund în structura lor vibrațională diverse alte aspecte mai puțin benefice, poate chiar malefice în anumite momente. Și am ajuns la ultimul din cele 5 elemente, vorbim despre elementul lemn, care acest element reprezintă viața, reprezintă creșterea, reprezintă creativitatea și vom vorbi despre lemnul yang, care este reprezentat de pădure, da, de creșterea fantastică a întregii naturi, a întregului univers și elementul lemn in, care este reprezentat de iarbă. Caracteristica principală a acestor elemente este creativitatea, flexibilitatea și maleabilitatea. Elementul lemn in va reuși să supraviețuiască în orice fel de condiții, va reuși să se strecoare printre pietre și la suprafață tot va ajunge. Deci iată cum veți vedea, analizând o persoană din perspectiva celor 5 elemente, vă veți da seama instantaneu cu cine aveți de a face. Primul lucru pe care trebuie să-l întrebați este în ce an este născută persoana cu care voi vreți să faceți alianță, să fiți colegi de cameră, de bancă, de birou și așa mai departe, pentru că ultima cifră a anului de naștere vă va da un indiciu clar asupra elementului principal al persoanei respective. După cum știți, ultima cifră a anului de naștere 01 aparține elementului metal, 2-3 aparține elementului apă, 4-5 aparține elementului lemn, 5-6 aparține elementului foc, 6-7 aparține elementului
pământ, nu, om nou aparține elementului pământ, pardon. Da, deci 0,1 metal, 2,3 apă, 4,5 lemn, 6, 7 foc și 8 și 9 pământ. Așa că veți ști exact cu ce fel de persoane vă însoțiți în momentul în care veți afla anul nașterii. Și pentru că mai avem din nou puțin timp, vreau să vorbesc despre sectorul estic, sectorul de sănătate, care este un sector de lemn, un sector în care vă puteți potența sănătatea voastră, plasând în ciclul celor 5 elemente, pentru acum am reiterat tot ceea ce însemna ciclul celor 5 elemente, element apă. Bineînțeles că în ciclul celor 5 elemente știm foarte bine că apa hrănește lemnul, drept pentru care ar fi prielnic într-o oarecare măsură până să aflăm stelele zburătoare și tot ceea ce înconjoară energia care dă conotația finală a zonei respective, a sectorului respectiv, ne-am putea folosi de apă yang, adică o fântână cu apă sau un bol în care să punem un anumit număr de bambuș. În workshopurile mele m-au tot întrebat persoanele: domne, dar câte fire de bambuș trebuie să punem în bol sau în vază sau în ce le-o pune noi? Ei bine, la întrebarea aceasta aș putea să vă răspund doar dacă vin să vă fac măsurătoarea în casă și să constat energiile pe care le aveți pe sectorul estic, pentru că dacă, de exemplu, aveți surplus de element lemn, adică aveți energia stelei 3 și 4, atunci vom folosi ceva care să estompeze această energie, pentru că în conjuncția stelelor zburătoare, energia stelelor 3 și 4 dau conflicte și divergențe foarte mari venite inclusiv din cadrul familiei. Mai mult decât atât, vorbim despre trădări, dar nu este cazul în momentul de față să intrăm în simbolistica stelelor zburătoare și conotația lor. Vom vorbi probabil într-o altă emisiune atunci când vom ajunge deja să știm noțiunile de bază pe de rost și să atașăm acestor noțiuni surplusul informativ despre conotația și vibrația stelelor zburătoare. Deci, sectorul de est fiind un sector de lemn, ne vom folosi de această energie amplasând elementul apă. Foarte bun este elementul apă yang, care face ca elementul lemn să crească. De asemenea, vreau să răspund unei întrebări foarte importante pe care mi-a spus-o pe Facebook și vreau să reiterez întrebarea: cum potențez energia sectorului educației? Pentru că am tot vorbit despre anul 2018 și v-am spus că educația în 2018 este la putere, da? Deci cu toții trebuie să punem un accent deosebit pe învățătură, pe educație, pe evoluție prin acumulare de informații. Vom vedea că sectorul de nord-est poate fi potențat foarte ușor cu acest bivol, care îl vom pune pe sectorul de nord-est, da, nord-est 1, între 22,5 și 37,5 grade. Acest bivol se deschide, da, după cum veți vedea. Iată, el se deschide și înăuntru puteți pune tot ceea ce considerați că aveți nevoie să vă aducă sectorul de nord-est. Deci, sectorul de nord-est fiind un sector de aparținând elementului pământ, da, veți vedea că în contextul acesta educația voastră va avea foarte mult de câștigat. Elementul pământ împreună cu energia bivolului se simte stimulată, astfel încât, după cum vedeți, acest bivol are coarnele roșii, da? Deci elementul pământ este produs de foc, deci bivolul acesta cu coarnele și copitele roșii este extrem de benefic pentru a vă potența sectorul de nord-est. Înăuntru veți putea pune inclusiv dorințele voastre de materializare a aspectelor de carieră și, bineînțeles, dacă veți dori, veți putea pune în el și monede care vă vor aduce surplus de venituri din educație. De aceea, tot pe sectorul important al sudului,
în anul 2018 ne vom folosi de caleașca faimei, o caleașcă foarte frumoasă și foarte importantă pe care o vom folosi deschizând-o și amplasând în interiorul ei, iată după cum vedem, numele afacerii noastre, astfel încât afacerea să devină faimoasă. Deci vom putea folosi inclusiv această caleașcă de creștere a faimei numelui nostru. Cam atât pentru astăzi. Sper că lecțiile de Feng Shui v-au fost folositoare pentru a ne pregătim pentru anul 2018. Începe să faceți curățenie, să aruncați tot ce n-aveți nevoie și să transmiteți iubire tuturor celor care vă sunt în preajmă. Eu vă mulțumesc foarte mult. Știți deja foarte bine că vă iubesc. Vă mulțumesc pentru că îmi scrieți și că urmează să dezvoltăm împreună tot ceea ce Universul ne permite. Totul este Feng Shui.